În data de 24 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța și ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Călăraș au efectuat două percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de pescuit electric și furt calificat. Perchezițiile au fost efectuate în localitatea Unirea din județul Călăraș, după ce în aceea zi, doi bărbați au fost surprinși în flagrant delict, în timp ce pescuiau cu ajutorul unui dispozitiv electric pe fluviul Dunărea, în dreptul localității Dunăreni. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 5 aparate de pescuit electric, 5 acumulatori auto, 16 unelte de pescuit tip setcă, 6 unelte de pescuit tip lansetă, o embarcațiune din fibră, un motor, o barcă, 25 de kg de pește din diferite specii, 500 de lei, precum și alte bunuri folosite la pescuitul ilegal. Valoarea totală a bunurilor este de aproximativ 35.000 de lei. Cei doi bărbați în vârstă de 32 de ani, respectiv 34 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați unității de parchet cu propunerile legale.